Titlul pe care l-am pregătit pentru această seară, ca obiect de studiu, este Criza de imagine. Sigur că aș dori să debutez cu un verset biblic care se găsește întotdeauna în Geneza 1 cu 26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. În acest studiu vreau să pun o întrebare vis-a-vis de verset. În zilele noastre, mai seamănă Dumnezeu cu noi sau noi mai semănăm cu Dumnezeu? Sigur că la această întrebare se poate răspunde în cel puțin din trei perspective, dacă nu mai mult, din perspectiva omului care crede și este conștient de realitatea în care se găsește, din perspectiva omului care nu crede, dar și urăște ideea că el ar fi produsul creațiunii lui Dumnezeu, da? Și a treia perspectivă prin care putem răspunde la această întrebare, mai semănăm noi cu Dumnezeu sau Dumnezeu mai seamănă cu noi, este din perspectiva omului care își dorește mult să reflecte imaginea lui Dumnezeu în viață și în caracter. Sigur că în astfel de situații, perspectiva celui care crede, dar nu poate, se simte marginalizat, se simte limitat în ceea ce privește puterea de voință, este de fapt o perspectivă nostalgică a omului care s-a abandonat pe sine sau, dacă vreți, a renunțat la a mai lupta cu sine pentru că nu mai crede în victorie, nu mai crede că poate să se schimbe, pentru că nu mai crede în biruința asupra păcatului. Oamenii de genul acesta în genere răspund, aș dori să semăn cu Dumnezeu, dar ce păcat că nu se poate. Cealaltă perspectivă este perspectiva diametral opusă a celui care dorește, dar nu poate, perspectiva celui care crede că nu este imaginea lui Dumnezeu și care nici nu-și dorește să se schimbe pentru că se simte bine așa cum e. N-am nevoie să semăn cu Dumnezeu, n-am nevoie să reflectez imaginea lui Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, perspectiva de mijloc este perspectiva celui care crede încă că poate, este încă un luptător, este perspectiva celui care nu a abandonat lupta împotriva păcatului și crede că va ajunge într-o bună zi prin puterea lui Dumnezeu, pototul Hristos care mă întărește, nu-i așa? În punctul sau la perspectiva în care să se piardă din vedere pe el însuși și să-și asume acest risc de a permite, risc pozitiv, de a permite Domnului Hristos să se vadă în toate amănuntele, în toate aspectele vieții lui personale. Și până la urmă, cum să semene omul cu Dumnezeu dacă, după opinia unora, Dumnezeu nici nu există? Este firesc că mai bine semănăm cu monstrul din noi decât cu Dumnezeu, Creatorul nostru, nu-i așa? Trăim, prieteni, o criză de imagine, atât din punct de vedere al aspectului fizic, cât și punct de vedere sau din perspectiva asocierii gândurilor noastre și gândurilor lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la imagine de pe ecran, așa cum le vedeți acum, observăm că, într-adevăr, există o criză de imagine care, de fapt, este reflexia unei crize de caracter. Iată o dovadă a crizei de imagine puțin înainte de ruina finală a omenirii distruse de potop, a societății antediluviene distruse de potop. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Această declarație va fi arhicomentată în acest subiect, dar aș vrea să scot-o în evidență, noțiunea răutatea omului era mare pe pământ. Adică cum mare, cât de mare, cum putem defini noi o răutate mare pe pământ? Cât de rău trebuie să fie răul ca să atragă atenția într-o așa manieră societății, să deranjeze chiar și pe cei răi?
Cât de mare poate fi răul, prieteni, dacă ajunge atât de departe că îl deranjează chiar pe omul rău. Omul rău de duzină, știi că există și un rău de duzină. Răutatea este, are și ea, sau este percepută pe grade, nu răutate mai mică, mai răutate mai mare. E, noi toți suntem oameni răi, oameni de duzină, răi de duzină, obișnuiți. Dar dacă răul cel mare care atrage atenția lui Dumnezeu este atât de mare încât ajunge să ne deranjeze pe noi, oameni răi, înseamnă că e ceva destul de serios în discuție. Așa de mare este răutatea că nici cei răi nu mai pot suferi răul pentru că este prea mare. Asta este temperatura sau diagnosticul societății în care trăim. Iată o dovadă în sensul acesta. Vă ce-ți aminte niște ucenici plini de succes, vervă, erau într-o eroare de paradigmă, săracii, datorită unei declarații pe care învățătorul lor, Domnul Hristos, o făcuse. Mântuitorul spunea în Ioan 6 cu 65, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Atenție! Deci, nu prinde sufletul aripi de la colivă și pomene să zboare frumos la cer? Adică când moare omul, nu se duce la cer după 40 de zile? Sufletul. Adică mergi și iei comunicătura, adică te împărtășești de Sfânta Cină, iar la ziua de apoi, adică la revenirea Domnului Isus, El vă va învia din morți. Păi asta e deja face parte din inteligența artificială, dragii mei prieteni. Domnul Hristos spunea, cei care participă la Sfânta Cină vor fi subiect al învierii Lui. Chiar dacă oamenii au murit, Domnul Hristos îi va învia în ziua de apoi. Așa stă scris. Păi asta deja e o chestiune consumată. Asta face inteligența artificială deja. Pentru că, vedeți, a venit inteligența artificială și a început să învie morții, înainte ca Domnul Hristos să învie conform promisiunii sale. Cred că mi înțelegeți ironia, nu-i așa? Aici avem de a face cu cea mai mare contrafacere pe care a întâlnit-o lumea vreodată, prieteni. Imaginea. Nu pentru că avem o criză de imagine, să știți că imaginea pe care ochiul uman o poate percepe are trei dimensiuni. Imaginea reală, pe care cu toți ne-am dorit să o avem, imaginea ideală, pe care, din nefericire, am pierdut-o la căderea în păcat, nu mai semănăm cu Dumnezeu, nu mai suntem după chipul și imaginea lui Dumnezeu, și o altă imagine care este extrem de periculoasă, poate cea mai periculoasă, imaginea ireală. Să ne închipuim că apărăm sau suntem așa cum nu suntem în realitate. Știți, mulți din ucenicii Domnului Hristos, după ce au auzit aceste cuvinte, au spus, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Ioan 6 cu 60. Vă dați seama, ucenicii care au plecat de la Domnul Hristos, eu nu zic, s-au fi potignit în ideea de canibalism, pe care în aparență Domnul Hristos o sugera și care nu avea nimic de a face cu canibalismul, ci era doar o metaforă, o figură de stil în care ucenicii trebuiau să mănânce trupul și sângele Domnului Hristos, adică să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu, cu apa vieții în fiecare zi. Era o declarație simbolică. Dar oamenii, datorită unei deficiențe de paradigmă, au luat pe Domnul Hristos la literă și apoi au plecat de la Mântuitorul. Eu nu zic că oamenii nu s-au potignit în această declarație, dar eu zic că s-au potignit și în ultima declarație sau ultima idee a declarației. Și dacă luați Sfânta Cină sau mâncați trupul meu și beți sângele meu, vă voi învia la ziua de apoi. Sigur că orice minte instabilă poate crea o religie din toată treaba asta, așa cum s-a și creat, pentru că sunt oameni care astăzi practică o religie la negru. Dar cred că în viziunea mea, ucenicii s-au potignit și în a doua declarație, că vor învia, Domnul Iisus îi va învia în ziua de apoi. Pentru că atunci când ajungem la concluzia că ce a spus Domnul este adevărat, Domnul Iisus, că El va învia pe oameni la ziua de apoi, atunci apare o problemă teologică.
În viziunea ucenicilor, Domnul Hristos era omul rău, iar ei erau mai puțin răi, dar, vezi, Mare Doamne, nu puteau suferi acest mare rău pe care Domnul Hristos îl prezentase în mod inacceptabil. Deci acești ucenici, practic, jucau rolul lupilor moraliști. Ei, practic, l-au criticat pe Domnul Hristos, după care au plecat și au devenit altceva. Știați că omul rău știe să facă binele? Da. Adică omul rău cunoaște arta binelui, dragii mei prieteni, chiar dacă omul a fost contaminat cu venin, păcatul. Știința binelui nu poate fi ștearsă din inima și din mintea omului rău, pentru că face parte din placa de bază a computerului. Îi aparține, știința binelui aparține creației noastre. Nu arta binelui n-a fost instalată ca un program sau un software după creațiune. Nu, nu. Arta binelui, știința de a face binele, a fost pusă în placa de bază când Dumnezeu ne-a creat. Ne-a creat cu arta binelui și chiar dacă noi, oamenii, ne-am depărtat de Dumnezeu, să știți că oamenii răi știu să facă bine. De fapt, în Matei, capitolul 7, versetul 11, ni se confirmă această declarație. Deci, spune Mântuitorul, dacă voi, care sunteți răi, știți, auzi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci, dacă voi, care sunteți răi, subliniez, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci Mântuitorul scotea în evidență, bă, voi sunteți răi și totuși arta binelui nu l-ați uitat. N-ați uitat-o. Este în voi. Știți să faceți binele, știți să dați daruri bune. Mă opresc asupra unui fapt unanim recunoscut. Domnul Hristos se identifica pe păcătoșii cărora li se adresa ca fiind oameni răi. Cine era de față când Mântuitorul face această declarație? Voi care sunteți răi, erau și ucenicii, eram și eu, Liviu Tudorou, era și dumneavoastră, noi toți. Asta este maniera de adresare a lui Dumnezeu față de umanitatea căzută în păcat. Voi care sunteți răi, nu? Știți să faceți binele. Cui se adresa această declarație? La cei care l-ascultau. Cei răi sunt conștienți de starea lor. Cei răi cunosc arta binelui, cei răi aleg să facă bine când le este convenabil sau este important pentru ei. Acum vreau să spun că această criză de imagine pe care noi ca oameni o avem are totuși de a face cu declarația din Geneza 6 cu 5, unde ni se spune în textul respectiv, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. De ce era mare răutatea pe pământ? Pentru că toate întocmirile, adică fără excepție, din mintea lui, erau angajate în fiecare zi, în mod permanent, numai spre rău. Subliniez cuvântul numai. Adică, fără excepție, erau dedicați în arta inventării răului. Dacă s-ar investi în bine, același efort care antediluvienii l-au investit în rău, cât de diferit ar fi lumea noastră de astăzi? Haideți să citim un verset care, imaginar, înlocuiesc cuvântul răutate cu acest cuvânt bunătate. Și înlocuiesc cuvântul de la final, rău, cu această expresie bine. Și să citim în mod ipotetic declarația din Geneza 6 cu 5. Domnul a văzut că bunătatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre bine. Fraților, prieteni, aceasta ar fi dorit Dumnezeu să se întâmple cu umanitatea. Imaginați-vă dumneavoastră, dacă am fi investit în relația noastră cu Dumnezeu atâta energie și efort în facerea binelui, născocirea unor gânduri care să producă binele în mod absolut și elegant, cât de schimbată ar fi fost lumea noastră astăzi. Dar ce păcat că această
declarație nu e parte din realitatea zilnică. Ar mai fi venit potopul, întreb și eu, dacă oamenii ar fi investit tot efortul, toată energia minții în arta binelui. Cu siguranță că n-ar mai fi venit potopul, dar n-ar mai fi fost nici căderea din Eden. În realitate, prieteni, de fapt, principiile stabilite de Creator aveau ca motor nu numai facerea binelui, dar și normalizarea acestuia pe pământ, un principiu acceptabil și unanim recunoscut de toată lumea. Inventarea binelui, toate întocmirile gândurilor ar fi trebuit să fie îndreptate numai spre bine. În fiecare zi, întocmirile minții tale sau întocmirile minții mele să fie dedicate creierii binelui. Universul este într-o evoluție pozitivă permanentă, așa cum fericirea crește în intensitate, binele crește într-un mod permanent și infinit. Aceasta ar fi fost lumea ideală, dar din nefericire, așa cum spuneam, această normalizare a binelui a fost înlocuită de o normalizare a răului după căderea în păcat. Chiar de atunci, din Eden și până astăzi, când zic eu, am atins climaxul, apogeul răutății, așa cum a fost și în vremea potopului și așa cum nicio altă generație dinaintea noastră nu o va mai atinge. Criza de imagine pe care o avem purcede sau izvorăște, dacă vreți, din faptul că noi, oamenii răi, știm să facem binele, așa cum a spus-o Domnul Hristos, dar găsim plăcere în facerea răului, pentru că suntem oameni contaminați de rău și aceasta a devenit parte din ființa noastră. În venele noastre curge veninul mușcăturii șerpilor din pustie. Nu suntem în necunoștință de cauză în ceea ce privește facerea binelui. Cunoaștem arta binelui, dar în mod involuntar uneori ne trezim că ignorăm gânduri în fiecare zi care sunt bune și întocmim sau investim în arta răului. Potopul a venit ca răspuns la faptul că răutatea omului era mare pe pământ și că rasa umană mersese atât de departe ca să mai poată fi recuperată de Dumnezeu. Umanitatea antediluviană, prieteni, nu numai că uitase pe Dumnezeu, dar refuzase prin sau reușise prin arta răului să șteargă imaginea lui Dumnezeu din mintea, din caracterul întregii societăți. Nu a existat o idee dumnezeiască mai detestată, mai urâtă, mai împotriva căruia s-a produs atâta opoziție decât declarația din Geneza 1:26. Haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Această realitate cerească avea să fie atacată, prieteni, din toate părțile până la nimicirea finală a păcatului. Este cea mai detestată, este cea mai denigrată idee. Vrei să creezi pe om după chipul și asemănarea ta? Lasă că distrugem noi sau distrug eu imaginea ta în ființa umană. Până la urmă, punctul central, dacă vreți, în marea luptă, marele conflict între bine și rău în univers, este această reflecție. Reflecția cărui chip ești tu și eu în fiecare zi. A cui față reflectăm minut cu minut și ceas de ceas în lumea aceasta? Asta este marea întrebare, marea dilemă care conturează sau stabilizează sau arată, indică către finalul nostru și finalul sau destinul nostru veșnic. Cei care întocmesc răul în fiecare zi ajung să fie atât de schimbați încât imaginea lui Ioan cel iubit în 10 ani de răutate devine imaginea lui Iuda cel chinuit. Deci nu e greu ca de la imaginea lui Ioan cel iubit să devenim imaginea unui Iuda chinuit și controversat. Privirea cea caldă, dumnezeiască, este schimbată gradual de izvodirile minții, așa cum spune Pavel, până când întunericul se așează pe fața oamenilor care urăsc lumina, prieteni. Atunci apare într-adevăr criza de imagine. Ați văzut oameni cu fețe întunecate?
Omul cu fața întunecată dorește să facă răul. Omul cu fața tristă, posomorâtă, este omul care trăiește durerea. Potopul a venit peste omenire pentru că în timp ce omenirea se reinventa, se reseta, se replica după modelul AI, inteligența artificială, Dumnezeu declara, s-a uitat la pământ, pământul era stricat și orice făptură își stricase calea pe pământ. Asta înseamnă că animalele și oamenii la un loc. Ce unea de fapt animalele și oamenii într-o așa manieră că au devenit doar carne la kilogram, fără nicio asemănare cu Dumnezeu și caracterul său? În engleză, de fapt, expresia sună "the whole flesh had corrupted his way upon the earth", adică toată carnea și-a stricat calea pe pământ. Cum adică carnea și-a stricat calea pe pământ? Este modul de a trăi, nu? Deci carnea, nu, făptura, că e animal, că e om, și-a stricat modul, a deviat de la modul original de a trăi pe care Dumnezeu îl consemnase prin actul creațiunii. În fața Tatălui și în fața Fiului, această masă de oameni devine de fapt o casă, o masă de carne mutantă, care era normalizarea răului. Ce poate fi mai asemănător cu starea omenirii din zilele noastre? În Matei, capitolul 24, versetul 37, Domnul Hristos ne spunea foarte clar cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, adioma se va întâmpla la venirea Fiului Omului. Adică la fel sau exact ca și în timpul lui Noe. Domnul Hristos avea să pună punctul pe i. Aidoma, adică la fel sau în mod identic sau în mod absolut similar. Această declarație este o declarație destul de dură. O pană inspirată patriarhii și profeți spunea, dacă ar fi existat un păcat mai mare care să fi chemat nimicirea sau să-i fi invitat nimicirea oamenilor prin potop, este aceea sau a fost aceasta ticăloșie josnică a amalgamării sau, dacă vreți, contopirii sau fuziunii între om și dobitoc, care a desfigurat chipul lui Dumnezeu și a adus confuzie peste tot, bineînțeles, în lumea de atunci. Prieteni, asta se întâmplă și astăzi. În pofida faptului că umanitatea se confruntă astăzi cu aceeași criză de imagine, deci vreau să spun că există un interes global de a minți la scara cea mai intensă pentru a-i rătăci pe oameni pe meridianele minciunii, departe de meridianul realității și adevărului. Și pentru acest motiv, noi avem o criză de imagine. Dacă oamenii pot fi mințiți până se închide ușa harului, dacă oamenii pot fi păcăliți până când se va spune este prea târziu, atunci pierderea multora va fi imensă și bineînțeles că va fi un moment de tristețe pentru univers care apreciază valoarea sufletelor. Dar Dumnezeu niciodată nu obligă pe oameni să-i aducă un serviciu de închinare prin forță. Criza de imagine este în deplină desfășurare. Așa cum povesteam, imaginea reală, imaginea ideală și imaginea ireală sau imaginea distorsionată pe care oamenii o au despre Dumnezeu. Îmi răsună și astăzi vorbele amestecate cu amar și lacrimile Domnului Iisus Hristos, care în oful său sufletesc, undeva pe un deal, la un apus de soare, vorbea cu sine însuși. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să te adun, dar n-a sfârșit. Nu găsești, prietene, în foarte multe momente sau foarte multe instanțe ale Scripturii în care să-L surprinzi pe Domnul Iisus atât de cufundat în propriile gânduri, încât să-L surprinzi vorbind cu El însuși. Aceasta arată durerea infernală pe care o are Domnul Hristos pentru umanitatea care ar fi putut să fie salvată dacă ar fi ales să fie salvat.
Oamenii care conduc lumea vorbesc în continuu de o reinventare, de o upgradare a omului de Neandertal la transumanism. O minciună veche, bine împachetată, care are priză la public. Nu vreau să intru în subiectul acesta pentru că l-am mai discutat cândva, dar vreau să spun că are de a face cu criza de imagine. Vine, criza aceasta de imagine vine ca răspuns la dărâmarea valorilor morale pe baza căruia a avut loc creația. La ce va conduce cea de-a patra revoluție industrială, spunea Klaus Schwab, este fuzionarea identităților noastre fizice, digitale și biologice. În cele din urmă, prin fuziunea omului și a mașinii, continua omul de știință, știința va produce oameni care au inteligență, putere și durată de viață mult mai crescute, o întruchipare aproape a Dumnezeilor. În fiecare minut, oamenii stabilesc destinul prin ținta pe care și-o pun, prieteni. Unii se apropie de corabie, în timp ce alții se apropie de potop. Întrebarea care se pune, sau care ar trebui să mi-o pun eu personal, tu personal, noi ca și grup, ca și prieteni, ar trebui să fie următoarea. Noi ne apropiem de corabie sau de potop? Se urmărește, se intenționează normalizarea răului. Căci toate întocmirile din mintea lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Să fie atât de acomodat cu răul încât să nu-l mai reperezi, să nu-l mai identifici ca rău? Asta înseamnă normalizarea răului. Să ne obișnuim atât de mult cu răul din jurul nostru și chiar răul din noi, încât să nu-l mai identificăm ca fiind ceva rău, ci doar parte din natură, din normalitate. Totul este global. De la politică, la religie, la bani digitali, stilul de viață impus, eradicarea culturii, acum una peste alta vine și inteligența artificială. Dincolo de discuțiile cu roboți care se autoeducă, se programează singuri, dincolo de îngrijorarea oamenilor că suntem înlocuiți noi, forța de muncă cu forța de muncă robotică, mie mi s-a aprins un steguleț roșu, un red flag, cum spun cei de aici, când am citit ceva, zic eu, unul dintre cele mai interesante elemente informaționale din ultima vreme, un moment în care inteligența asta artificială va facilita, dragii mei prieteni, vă vine să credeți sau nu, vorbirea cu cei care se odihnesc în țărână, adică vorbirea cu morții. Inteligența artificială, iată ce pretind ăștia aici în poză, inteligența artificială va fi mediul de contact cu morții. De fapt, ce să mai zic, declarațiile acestor indivizi care vorbesc despre totul e ok, o să fie bine, vom reuși această performanță, nici nu vei distinge dacă vorbești cu omul mort sau vorbești cu un chat GPT, nu vă temeți de moarte. Iată, prima predică prezentată de un ChatGPT, de un robot virtual, nu? Deci un tip care vorbește, la sute și mii de creștini în Germania care ascultă pentru prima oară o predică prezentată de inteligență artificială. Dragii mei prieteni, subiectul era nu vă temeți de moarte. Prima predică a unui robot predicator este nu vă temeți de moarte. Dar de ce să nu ne temem de moarte? E adevărat că nu trebuie să ne temem de moarte, ca așa zice Domnul Iisus. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de unul care poate ucide și trupul și sufletul. Deci, până la urmă, ar trebui să ne temem de moarte, să ne temem de moartea veșnică pe care o aduce Dumnezeu prin ziua judecății. Dar aici este o subtilitate. Nu vă temeți de moarte, la nivel general. Deci nu vi se poate întâmpla nimic, nu veți muri niciodată. Teza din Eden. Adevărat, adevărat, spun că nu veți muri, spune cel din Eden. Nu? Dumnezeu spune în ziua în care vei mânca, vei muri și vine celălalt predicator, ChatGPT, predicator cu inteligență artificială și spune, nu, bă, nu veți muri niciodată, Dumnezeu vă minte, vrea să vă țină supușii lui cu forța, dar nu există moarte. Nu vă temeți de moarte, spiritismul. Iată cum prima predică, ținută în numele creștinismului, de către un ChatGPT, deschide cutia Pandorei, ei, oamenii de știință, o numesc cutia neagră și veți vedea de ce, pentru că nici ei nu știu cum se roboții se autoeducă. Deci au pus acolo ceva, o groază de algoritmi, cunoștințe, informații și roboții se dezvoltă
fără voia oamenilor de știință care i-a programat. Deci, dragii mei prieteni, cutia neagră s-a deschis. Spiritismul a penetrat sferele tehnologice și mă tem, prieteni, că într-o bună zi, când veți asculta știrile la televizor, nu veți ști sau nu vom putea distinge dacă cel care ne vorbește este un robot bazat pe algoritmi și inteligență artificială sau este un om în realitate. Trăim în vremurile unei crize de imagine. Semănăm cu Dumnezeu, semănăm cu roboții, semănăm cu cine? Semănăm cu binele, semănăm cu răul? Ne apropiem de corabie sau ne apropiem de potop? Ce direcție urmăm? Lovitura de teatru în această seară, poate că știți, ați aflat, dar, dragii mei prieteni, s-a produs sau este în desfășurare investirea energiei, banilor, creierii sau reînvierii lui Ellen G. White, marele autor de carte. Se spune că toate scrierile ei au fost adunate, s-a copiat vocea dumnea ei. Dacă acest ChatGPT are capacitatea de a copia 4-5 imagini, poze cu ale tale cum arăți și să producă o identitate aproape de perfecțiune cu imaginea celui care a răposatului, celui care a trăit pe vremuri. Deci, iată aici, în imagine, aveți investiția prezentă, investiția viitorului, în care cei care vor să vorbească cu morții pot să o învie pe Ellen G. White și să vorbească cu ea, care eventual va spune ce zice dânsa, pentru că este robotul. Dragii mei prieteni, aceasta este criza de imagine. Este cel mai teribil moment în care vedem că tehnologia deschide ușa spiritismului. Babilonul are două principii: nemurirea sufletului, vorbirea cu morții, necromația, această comunicare cu morții, această interacțiune cu morții și apoi ținerea unei zile care avea să fie dedicată zeului Soare. Prieteni, aceste două principii se vor desfășura în toată magnitudinea și toată puterea. Se apropie vremea când la televizor vă vor vorbi roboți care nu sunt ființe umane. Problema este că cei care astăzi setează această, zic eu, explozie cu ceas, cu efect întârziat, nu cunosc acest mister al inteligenței artificiale și o numesc cutia neagră. Acum vreau să revin la această cutie neagră și să explicăm din perspectiva spiritului profetic ce se întâmplă cu acești roboți. Patriarhi și Profeți, pagina 686, paragraful 2. Ademenirea prin care spiritismul atrage mințile, este pretinsa lui putere de a trage la o parte vălul care acoperă viitorul și a descoperi oamenilor tainele pe care Dumnezeu le-a păstrat sigilate. Adică stai puțin, ce este spiritismul? Spiritismul este arta de a scoate în evidență sau a revela lucrurile păstrate de Dumnezeu în secret. Dar Biblia ne lămurește că aceasta este o încumetare. Lucrurile descoperite sunt ale oamenilor și lucrurile nedescoperite aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu, spune Patriarhii și Profeții 687, paragraful 1, Dumnezeu ne-a descoperit în cuvântul său marile evenimente viitoare. Nu avem nevoie să devenim anxioși, temători cu privire la evenimentele viitoare, pentru că ni le-a descoperit. Tot ce este necesar să știm ne-a fost oferit și ne-a dat o călăuzire sigură în mijlocul primejdilor. Dar scopul celui rău, atenție, scopul este să nimicească încrederea oamenilor în Dumnezeu. Deci, care este scopul spiritismului? Să nimicească încrederea oamenilor în Dumnezeu. Să-i determine să fie nemulțumiți. O rebeliune de gen Core, Datan și Abiram. Să devină nemulțumiți cu starea lor de viață. Spiritismul îi face pe oameni să caute să cunoască ceea ce, în înțelepciunea sa, Dumnezeu a ascuns de ochii lor și, în timp ce caută misterele interzise, să disprețuiască misterele care le-au fost descoperite, să disprețuiască ceea ce El, Dumnezeu, le-a descoperit prin cuvântul Său cel Sfânt. Observați cât de ambiguă, cât de
complicată este schimbarea de paradigmă în procesul acesta în care capcana spiritismului invită pe oameni prin pârghiile tehnologice la ora actuală. Mulți ajung să fie neliniștiți, spune Pana Inspirată, atunci când nu pot ști exact cum vor decurge lucrurile, ce mă fac, cum e viitorul. Nu pot să sufere nesiguranța și în nerăbdarea lor refuză să aștepte pentru a vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și ce fac atunci oamenii? Relele pe care și le închipuie venind, îi fac să-și piardă firea. Deci oamenii sunt acaparați în capcana grijilor imaginare. Ei dau frâu liber sentimentelor de răzvrătire și se zbat în chinuri pătimașe căutând să priceapă ce nu le-a fost descoperit. Dacă s-ar încrede numai în Dumnezeu, spune Pana Inspirată, și ar priveghea în vederea rugăciunii, ar găsi mângâiere divină. Duhul lor ar fi liniștit prin comunicarea cu Dumnezeu. Cei obosiți și împovărați ar afla odihnă pentru sufletele lor, dacă ar merge numai la Isus. Dacă ar merge numai la Isus. Dar atunci când trec cu vederea mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru mângâierea lor și se îndreaptă spre alte izvoare, atenție, ca și Saul la vrăjitoarea din Endor, nădăjduind să afle ceea ce Dumnezeu ține ascuns ochilor lor, săvârșesc păcatul lui Saul și prin aceasta nu ajung să cunoască decât răul. Dragii mei prieteni, trăim o criză de imagine. Vom avea momente dificile în viață în care nu vom putea avea încredere în ochii noștri ce vedem, dar putem avea încredere în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Am văzut rapiditatea cu care se răspândea această rătăcire. Mi-a fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. Îngerul m-a îndemnat să mă uit cu atenție. Mi-am fixat privirile asupra trenului. Părea că lumea întreagă se află în vagoane. Doar părea, pentru că exista și o rămășiță căruia, care n-a fost revelată momentului, dar există o rămășiță care nu e în tren. Părea că lumea întreagă se afla în vagoane, că nu se putea să fi rămas vreun om. Îngerul mi-a spus, ei se strâng în snopi pentru a fi gata să ardă. Apoi mi-a arătat conductorul locomotivei, care părea o persoană deosebită, plină de noblețe, pe care toți pasagerii o admirau și o respectau. Eram nedumerită și l-am întrebat pe îngerul meu însoțitor cine era. Mi-a spus că era vrăjmașul sufletelor. El era conducătorul în forma unui înger de lumină. El lua toată lumea în robie. Aceștia sunt pradă unei lucrări de rătăcire ca să creadă o minciună să fie osândiți. Acest agent, următorul în grad după el, este mecanicul și alți agenți de-ai lui sunt folosiți în slujbe diferite, după cum are nevoie ei și toți merg cu viteza fulgerului spre pierzare. Dragii mei prieteni, inteligența artificială care pretinde că începe să producă un pod între noi și morți, între cei vii și cei morți, va conduce lumea către un punct irreversibil. Spiritismul începe să-și arate colții și să se desfășoare la o putere extraordinară. Va păcăli cu zâmbetul lui majoritatea oamenilor neavizați și necunoscători ai cuvântului Dumnezeu. Mă întorc la o declarație care demolează ceea ce ChatGPT face astăzi, robotul care vorbește sau învie morții sau comunică cu morții, că nu-i învie. Domnul Hristos spune clar în Ioan 6 cu 65: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dragii mei, în sângele nostru curge pelinul, amarul păcatului, veninul șerpilor din pustie. Dar remediul sau antidotul acestui venin este trupul și sângele Domnului Hristos, adică eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Noi mâncăm trupul lui sau mâncăm pâinea vieții, cuvântul lui Dumnezeu și ne înfruptăm din apa vieții ca să putem să trăim și să ne împotrivim acestei mari
opoziții care există pe pământul nostru și eu vă voi învia când? În ziua de apoi. Aoleu, când e aia? La revenirea mea. Ei, asta era o declarație 2000 de ani în urmă. Dar sunt convins că de 2000 de ani încoace suntem infinit mult mai aproape de ziua de apoi, în care marea înviere promisă de Isus va avea loc. Și Apocalipsa 1 cu 6 confirmă și reinforsează declarația Domnului Hristos din Ioan 6 cu 65. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții. Deci dacă sunteți interesați să vorbiți cu un mort care a înviat, atunci vorbiți cu Domnul Hristos. El e singurul care are această autoritate. El ține cheile sau el deține cheile morții și ale locuinței morților. Prietenii mei, nu vă lăsați amăgiți. De ce n-am vorbit noi mai mult cu Domnul Hristos, care a fost mort și a înviat, decât să vorbim cu morții prin inteligență artificială? Nu este suficient, prieteni, să ai intenții bune. Nu este suficient să faci ceea ce un om crede că este corect sau ceea ce predicatorul îți spune sau îi va spune aceluia că este corect. Mântuirea sufletului este în joc și ar trebui să se cerceteze scripturile pentru el însuși, omul trebuie să cerceteze scripturile pentru el însuși. Oricât de puternice ar fi convingerile lui, oricât de încrezător ar fi omul că predicatorul știe ce este adevărul, aceasta nu este temelia credinței lui. El are o diagramă care indică fiecare reper din călătoria către cer. Nu ar trebui să ghicească nimic. În marea luptă însă ni se spune altceva, că vrăjmașul sufletelor inventează scheme nenumărate pentru a ocupa mintea, astfel încât să nu se oprească asupra însuși lucrarea cu care ar trebui să fim cel mai familiarizați. Adică, arhiamăgitorul urăște, atenție, marile adevăruri care aduc la vedere un sacrificiu ispășitor și un mijlocitor atotputernic. El știe că la el totul depinde de abaterea minții lui de la Isus și de la adevărul Domnului Isus Hristos. Nu mai e nimic sigur, nu mai putem crede ochilor noștri, dar se ajunge pe tărâmul spiritismului. Iar Hollywoodul, care, mă rog, era profetul spiritismului, care anticipa că oamenii vor vorbi cu morții, ajunge să nu mai fie science fiction, ci ajunge să fie o realitate tristă, dureroasă, în care 8 miliarde de oameni vor face ce a făcut Saul. Se vor duce la vrăjitoarea din Endor să-l scoale pe Samuel, profetul Domnului, ca să-i spună chipurile care va fi viitorul. Dumnezeu are o diagramă care indică fiecare reper din călătoria noastră pentru cer sau către cer. Și nu trebuie să ghicim. Noi nu trebuie să mergem la ghicitoare, la vrăjitoare. Noi nu. Noi avem cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și dacă vă vor spune, spune Isaia, să vă duceți la cei ce vorbesc cu morții, să faceți aia, să faceți aia, așa să răspundeți. Va întreba un popor pe cei morți despre sau cu privire la un Dumnezeu care este viu, la lege, la legea celor 10 porunci și la mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, ceea ce mă înspăimântă cel mai mult este declarația lui Yusuf Harari, care a spus că de la Gutenberg încoace, când Biblia a fost tipărită, au fost foarte mulți oameni care au manipulat pe ceilalți prin interpretări greșite. Și acum vine un AI care va fi suficient de sincer, nu ca și predicatorii, pastorii sau preoții corupți. Și acest AI va defini, rescrie Biblia în câțiva ani, într-o manieră incorigibilă, într-o manieră care nu poate fi contestată de nimeni. Nu mai avem nevoie de oameni corupți ca să ne interpreteze Scriptura. Avem nevoie de un AI care va fi suficient de sincer și de onest cu noi înșine pentru a ne călăuzi. Faceți aminte de declarația Apostolului Pavel, care spunea: chiar eu sau chiar un înger, dacă ar veni cu o altă evanghelie, s-o priviți ca anatemă.
Dragii mei prieteni, să ne ajute bunul Tată Ceresc să putem trăi în fața Domnului. Luați Scriptura și credeți doar ce este tipărit până acum. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să memorizăm versetele biblice, să ne hrănim cu ele și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne poată întări, pentru că vremea este extrem de mesmerizantă. Avem nevoie de Dumnezeu, Dumnezeul vieții veșnice, Mântuitorul nostru, pentru a fi pregătiți pentru marea persecuție care finalmente va avea un caracter, un miros religios. Scumpul nostru Mântuitor, venim înaintea Ta să-ți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul Tău, pentru mila Ta, pentru bucuria dragostei Tale și pentru faptul că ne-ai învățat în această seară primejdiile prin care poporul Tău va trece. Ajută-ne să nu fim în trenul acela de mare viteză care se duce ca fulgerul spre nimicire. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să fim rămășița aceea care urcă pe creasta muntelui abrupt și care duce către ceruri. Îți mulțumim că înaintea noastră ai mers tu pe această cale și aici colo ai lăsat cât o picătură, cât un drop de sânge de pe călcâiele tale care ne-au arătat calea pe care mergem este calea sigură. Tu ne-ai dat o diagramă care nu ne lasă să greșim și nu ne permite riscul de a ghici calea pe aici sau pe acolo. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul Tău, îi mulțumim Tatălui nostru minunat din ceruri pentru dragostea Sa și ca bucuria noastră să fie de plină, Tată Ceresc, iată, venim înaintea Ta, în numele Domnului Hristos, să-ți mulțumim pentru adevărul prezent, pentru prezența Ta în viața noastră, pentru prezența Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră și această mângâiere fenomenală care ne oferi prin Mângâietorul și care ne ajută să înțelegem tot ce e necesar să înțelegem noi ca oameni. Îți mulțumim pentru înțelepciune, pentru cuvânt, pentru dragoste. Binecuvântează prietenii pe calea undelor. Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi la spital, singuri, care par abandonați. Ne rugăm pentru cei care sunt în pragurile divorțurilor. Ne rugăm pentru cei care sunt descurajați peste măsură de mult. Doamne, ne rugăm pentru toate ființele care sunt pe marginea prăpăstiei. Îți mulțumim că ne iubești. În numele lui Iisus. Amin.